facem o tură a hotelului. Să vă arăt unde stau și să vă arăt împrejurimile. Hai să pornim. Deci aici, asta e primul etaj. De fapt, camera mea aici. Și un prim lucru ce se observă, se vede marea, plaja, chiar acolo. Și am să mă duc prima dată în lobby-ul principal și după aceea mergem înspre plajă. Aici se ia breakfast-ul. Zona de breakfast. Lobby-ul principal este sus la etaj. Până la urmă nu mă mai duc acum acolo. Am să mă duc puțin mai încolo. Hai să mergem să vedem plaja și să vedem piscina și zona asta. Mult mai interesant acum cât este soare. Uite ce frumos, fântână. Ei, copilașii în apă se joacă deja. Văd că lumea poartă mască, nu știu dacă și eu ar fi trebuit să port mască acum, să sperăm că nu. Acum cel puțin pe plaja asta, asta e plajă privată, așa că nu cred că trebuie mască aici. Dar uitați-vă ce frumoasă e piscina. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Aici, exact în hatul acesta, este bar, Nelayan Bar. Și dacă se vede, exact în apă sunt niște scaune în fața lui. Frumos. Am să testez și piscina, dar nu astăzi. Poate mâine, poate mâine dimineață. Pește cu ceva. Poate pentru țânțari. Ok, dar deci asta este un fel de templu. Cred că e închis momentan. E o zonă de aceea, parcă ești în paradis. Avem și o masă de ping-pong. Cu palete, cu minci, tot. Ia uite-te acolo. Super. Super. Ui, ce frumos este. Ok, aveți aici, se fac închirieri, cred că de ski jet, surfing, dacă vrei să mergi cu barca. Bali Tropic Resort Spa. Ok, hai să mergem în continuare, să mergem până pe ponton. Uh-huh.
valurile nu sunt prea mari acum. Chiar e perfectă apa. Perfectă apa dacă vrei să te scalzi. Uitați-vă ce frumos e. Foarte frumos. Aici avem și un fel de îngrădire cu niște balize ca să nu îi lase pe oameni, cred că să ia valurile sau măcar să delimiteze, să le arete exact până unde au voie și să nu lase bărcile în zona asta. După cum vedeți, și bărci sunt parcate de aici. Acum jet ski-ul. Mai târziu fac și eu o tură cu jet ski-ul. Păcat să nu faci. Curios de temperatura apei. Dar oricum vă zic, e foarte cald, foarte cald, foarte plăcut. Am văzut un crab. Se ascund toți când mă văd. Ok, ăsta a fost un val mai mare. Frumos. O lua prin surprindere. Și pare așa liniștită apa și totuși, ia uite-te, un val de ăsta mare a urcat până aici. Mai vine unul. Aici, cred că acum o... cred că vedeți crab sau rac. Aici, perfect. Și aici avem o ofrandă. Trebuie să fim atenți să nu călcăm peste ele, pentru că mi l-a scăldat. Superbă locația, superbă de-a dreptul. Va trebui să mă dau cu creme pe plajă și să-mi iau ochelarii de soare. Soarele e foarte puternic, s-ar putea să mă prăjesc puțin. De-aia cred că mă întorc acum înapoi în cameră și îmi dau cu niște creme de plajă. Nu prea a ieșit lumea pe plajă la ora asta, e aproape 10. Și văd că încă lumea e la micul dejun. Am să merg să întreb aici la chioșc să văd eu cum se pot închiria jet ski-urile astea. Da? Foarte frumos. Hai să vă arăt aici șezlongurile. Se apropie.
Ne îndreptăm acum spre lobby. Trecem din nou pe lângă fântâni astea superbe. Aici micul dejun în stil de bufet suedez. Nu am făcut astăzi filmare cu mâncărurile deoarece am ajuns cam târziu și era cam petrecute. Dar voi face un tur și pe acolo în zilele următoare. După cum vedeți, încă e deschis. Acum urcăm în lobby-ul principal. Spectaculos, spectaculos de drept. Și acum hai să ne întoarcem în cameră.